Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în mijlocul acestei săptămâni grozave. Bitcoin, un all-in înainte de pump. Cu dumneavoastră este Robert Greco cu cele mai importante update-uri din zona cripto. Vă salut cu drag și respect! Bun venit pe canal! Da, subiectele sunt foarte importante. Mai ales că ieri v-am asaltat cu niște materiale, mai exact două la număr. Vă îndemn să rămâneți până la finele acestui material ca să nu ratați șirul evenimentelor, nici din acest material și nici din celelalte, ca să înțelegeți efectiv ce se întâmplă. Nu să-mi veniți să-mi săriți în cap că, băi Robert, nu înțelegem ce vorbești, nu înțelegem ce se întâmplă. Și poți să sprijini ceea ce facem aici apăsând chiar acum un like și un subscribe, adică să te abonezi. Știu că ai rămas pe lângă, știu că te simți mic în spațiul acesta, dar totuși mai e o șansă și pentru tine. Pe lângă balenele și dinozaurii ăștia din cripto, care guvernează și această piață, toți suntem mici. Fie că unii dintre noi gestionăm 6 sau 7 cifre în portofoliu. Așa că respiră alături de mine și hai să-i dăm bătaie. Mai avem puține zile până la halvingul Bitcoinului. Nu-i așa? Și parcă intrăm în fibrilații. Dar hai să nu intrăm, să ne pregătim. Ce s-a întâmplat de ieri până astăzi? Că ieri, cum v-am spus la începutul materialului, v-am făcut două materiale, nu? Păi după cum v-am spus, de acel gap, decalajul de pe graficul CME în jurul valorii de la 68.000-68.500, aproape a fost umplut. Așa că Bitcoin a crescut ușor de la acel nivel, sau niveluri, mă rog. Următoarea țintă, a doua, e normal un decalaj pe CME în jurul valorii de la 64.000 de dolari. Acum, asta înseamnă că sunt bearish? Nu! Știți deja viziunea mea și nu vă mai spun că deja am obosit eu să o tot spun. Uitați-vă în materialul de luni, de la începutul acestei săptămâni, dacă nu știți. Bine? Mergem mai departe. Una peste alta, volumul lunar pe spot al exchange-urilor de criptovalute s-a dublat în martie, ajungând la aproape 2,5 trilioane de dolari pentru prima dată din 2021. Și voi încă credeți că nu urmează lucruri importante? Sau avem atâtea de văzut de aici înainte în lumea cripto pentru 2024-2025. Acum, doamnelor și domnilor, v-am biciuit ieri destul cu două materiale la interval de câteva ore. Așa că acum haideți să discutăm puțin despre Bitcoin Rainbow Channel. Ce este un curcubeu? E ăla ce îl vezi pe cer după ploaie. Nu, prietene, nu. Un curcubeu pe graficul Bitcoin. Ce e ăla? Graficul de preț Rainbow este un instrument de evaluare pe termen lung pentru Bitcoin, ce utilizează o curbă de creștere logaritmică pentru a prognoza potențiala direcție a prețului Bitcoin. Culorile calde reflectă cele mai recente faze ale pieței, putem să spunem. Practic, un teritoriu care reflectă o zonă de vânzare pe grafic. Și culorile reci reflectă fazele timpurii ale pieței, dragă ascultător. Adică teritoriu de acumulare, da? Iată o parte foarte interesantă. Sunteți atenți. În ciuda creșterii de până la 70.000 de dolari, nici măcar nu ne aflăm pe teritoriul culorii calde. Sunt încă niveluri bune pentru acumulare dacă vorbim din punct de vedere al strategiei de hold, adică de a cumpăra și efectiv a aștepta. Probabil că vă întrebați unde merită să vinzi. Probabil că efectiv vă întrebați lucrul ăsta și bine, că și eu mă întreb. Vinde tot și lasă-te de lumea asta speculativă. Hai să vedem conform acestui grafic câteva niveluri optimiste. Zona portocalie, da, mai deschisă, constituie range-ul de la 180.000-250.000. Știu, sunt praguri curajoase. Zona portocalie mai închisă ne duce spre 250.000-350.000, ceea ce e wow, adică strict din punct de vedere al acestui grafic. Deocamdată nu ne îmbătăm cu apă. Apa e bună la hidratare, nu să ne bătăm. În continuare, haideți să ne uităm la niște niveluri conservatoare și parcă puțin mai reale. E bine, zona galbenă
constituie 140.000, respectiv 180.000 de dolari. Probabil vă întrebați și ce se întâmplă cu zona roșie. Păi asta nu vreau să o iau în considerare, deoarece este o opțiune mai puțin probabilă. Și aici discutăm de probabilități. Cât de probabil să se întâmple ceva. Corect? V-am învățat lucrul ăsta. Și nu uitați că halvingul este foarte aproape. Și o să scriem istorie din nou. Și o să plângeți că ați ratat oportunități. Dar ratarea asta de oportunități vine pentru că nu avem opțiuni pe lista noastră. Și aici, în materialele astea educaționale, pe care încercăm să le facem mai mereu, aici pe canal, încercăm să ne mărim lista noastră de opțiuni. Ca să ce? Ca să putem să facem bani. Nu uitați, prieteni, că dacă doriți să aprofundați, vă las un link în descrierea clipului să mergeți în ecosistem la noi, în școala noastră, în Greco Capital, alături de alți câteva sute de studenți dornici, pasionați de creștere, oameni care investesc până la urmă în educația lor. De multe ori, cei care sunt mai noi mă întreabă, Robert, în ce e bine să investesc? Știi moneda aia? Sau ce părere ai de moneda aia? Mi-a zis cineva că s-ar putea să se întâmple ceva relevant cu ea. Și eu spun lucrul ăsta de fiecare dată. Astea nu sunt cele mai bune întrebări, oricum. Da, asta îi. Lăsați-le și astea în comentarii, ce să facem cu ele, nu? Ci prima dată când ești în lumea asta, nu investești în piață. Investești în tine. Deci nu în piață, în tine. Ca mai apoi să poți să investești eficient în piață. Că dacă investești în piață și nu în tine, știi ce faci? Tot în tine investești. Doar că mult mai mulți bani. Și asta nu înțeleg oamenii. De ce? Pentru că o să pierzi mult mai mulți bani. Sau cum ar fi să schimbi puțin perspectiva? Cum ar fi să începi să investești în tine? Fie că vine vorba de ecosistemul nostru, fie că vine vorba de alte ecosisteme unde vrei să mergi să crești. Dar fă lucrul ăsta. Fii intențional. Începe să acționezi puțin cu privire la creșterea ta, în dreptul vieții tale, ca să mici lucrurile. Că degeaba vin și îți prezint narrative, îți prezint câte un curcubeu și alte lucruri importante. Că nu se prinde nimic de tine. Azi ești entuziast de lumea asta că piața crește, mâine ești în depresie că piața a scăzut. Nu, trebuie să existe o consecvență și trebuie să existe ceva stabil în mintea noastră. Și stabilitatea asta se naște pe măsură ce asimilăm informație. Ei, foarte simplu. Deci link în descrierea clipului dacă vrei să fii membru premium la noi în școală, să devii membru premium în Greco Capital. Ai acolo cam tot ce ai nevoie să începi să explorezi. Luați link-urile oficiale din descrierea clipului pentru că sunt mulți escroci, atenție. Și tot un link oficial în descrierea clipului ai ca să mergi să îți iei ticket-uri VIP pentru că mai sunt doar câteva zile. Și super limitate locurile la The Secret la Dubai, unde o să fiu împreună cu Mihai Daniel și Cristian Chifoi. Să fie un eveniment de proporții, networking de proporții, o să ai și un business trip dacă vrei și un concediu în același timp, dacă vii la acest event. După terminarea evenimentului de pe 17 aprilie, seara mergem la o cină VIP la Atlantis Royal, unde o să avem din nou un networking mult mai fain, într-un cadru mai restrâns și putem să discutăm mai eficient toate lucrurile. Sper că ți-a servit acest material. Nu uita să dai un like, să-l distribui și să ne vedem cu bine. Să ai în continuare o săptămână bună. Mă înclin, Robert.